Dar voi mereu mâncați? Yes. Da, voi nu mâncați dimineața înainte să plecați? Nu, apucăm. Ba da, dar mai mergeți. Mai mult ciobani. Dacă voi n-apucați... Păi ne trezim târziu. Am adus lepticul? Da, lepticul. Dar nu ce mai vorbi Virginia, așa, mai făcut și copil, nu-mi place. Virginia, da. Lepticul, de ce nu mă bagi în seamă deloc? Virginica, auzi. Ba, te bag în seamă, gata! Bun, dă-mi mie, hai. Auzi, mă, poate că Virginia. Ia, vine aici, pune-ți aici. Hai, mă, ia. Nu mai că e bine, lasă așa. Da? Stai să văd. Ei. E ok. Dă-o mâna mine. Nu, mă, că e ok, mulțumesc. Ești căpoasă. Lăsați-l și pe el să vorbească, frate, cu Virginia, că și eu vreau. Lăsați-mă că dacă nu vorbească. Dacă vreau să vorbesc, vorbesc, stai liniștit. Ia-o, frate, de mână. Cosmin, de dar tu ce faci pe cu bidon acum? Bidon. Ia-o de mână și du-te în grădină. Cu bidon. Aude, ai supărată Julia pe mine? Acum da, e supărată. Cum am reușit să o supăr, mă? Dar acum hai să vorbim în modul cel mai serios despre relația noastră. Pentru că ea nu se hai, ea nu se aștepta să o votez. A zis nu am votat-o. Mă rog, că ar fi fost o variantă. Da. Hai să măi, adică ar fi la fost prietenie. Varianta. Da, zise că ea nu te-ar fi votat chiar dacă nu ai cunoaștere. Dar tu ești conștientă că eu gala de gală eu dau pe lângă ea pentru că mă înțeleg super bine cu ea și se mai întâmplă gale în care efectiv, bă, n-ai cum. Adică aș fi... Bă, frate, oamenii de acasă ce vor să vadă aici în casă? Iubire, nu? Nu prietenie. Probabil este tul de prietenie. Și atunci pe cine aveam de vot? Tu nici măcar nu mi-erai variantă de vot pentru că cât de cât mi se pare că... Ar fi fost culme. N-aș fi făcut treaba asta, dar... Dacă tu spuneai că, bă, nu-s curioasă de niciun băiat și nu știu ce și nu știu cum și nu... A, am înțeles, adică probabil ai fi principiul fost. Ăsta, bun. Pe principiul ăsta, pentru că asta... Dacă ar fi, eu țin-o pe Giulia aici până în final. N-am nicio problemă. Dacă ar fi să ajungem, mă ajunge până în finală. Dar se vrea cupluri, nu? Ce tipar de fată ar fi potrivit pentru mine? E normal că se... Nu știu, că nu mă prinde tiparul tău. Păi nu trebuie să te prindă, dar zic așa, cum mă vezi tu pe mine până acum, ce tipar de fată crezi că aș avea nevoie? O fată glumeață ca mine, dar așa. Mai liniștită. Să vorbească mai puțin? Mhm. Uh-huh. Să fie mai liniștită. Nu a fost chiar atât de important. Nu așa de agitată ca mine. Păi de ce ești așa agitată? Că așa sunt eu. Cine te agită? Eu sunt agitată. Doar că eu mă deranjează la Bogdan chestia că el, i-am zis acum pe conexiune, se minte foarte mult. Da, tu știi că îi place de Rebecca. Cu ce mă minte? Bine, noi toți știm. Toată casa i-am zis că ți-a plăcut de ea. Că-i place. Păi asta știți voi. De ce nu recunoști, frate, că nu te înțeleg? Pentru vezi că dacă era să-mi plac, recunoșteam, frate, cum am recunoscut până acum. Din cauza că-ți place de o persoană, tu vezi ceva greșit sau ce? Bogdan. Ai fi picat mult mai bine ca un om asumat să spui da. De ce crezi? Nu știu. Ce faci acolo, omletă? Gili? Am emoții, mă. Hai, mă. Iar n-am stat deloc. Am văzut că a apărut pe ecran... Casa iubirii. M-am cerut la Lenuța că vreau să merg la tine. Ce mărâi? Dar ce m-a luat foame? M-a luat foame acum, că de fiecare dată când vin aici voi trebuie să gătiți ceva. Am mâncat două croasante cu lapte. Ce să faci, Roberta cu Sebastian, bună, rea cum e ea, măcar, bă, are cuplu sau ceva are. Atunci nu puteam să dau un continuu în ea. Eu am înțeles, dar ce vrei? Ți-i la tine acum. Ai nerv, Patrick, ce am ai? Nerv. Am supărat-o, eu înțeleg dezamăgirea ei, pentru că ea n-ar fi făcut treaba asta, dar nici n-a fost pusă în ipostaza asta la nesfârșit. Da, e greu oricum să iei decizia ea asta. Ea spune că n-ar fi făcut treaba asta, dar ea n-a fost niciodată pusă în situația asta. N-a fost. Da, n-a fost. Eu am fost pus atunci când... Noi am fost în continuu cu check-uri cu astea, și eu și Robert. Știu, eu da, așa e. Uite, uite, ce faci, Robi, poftă bună. Vrei să mănânci? Lasă că m-ai votat. Nu? Păi, nu, l-am fost ultima. Mi-ai plătit factura. Nu, factura ți-o plătesc când... Când e check. Da, când e check, mă scoți în față. Normal. Pe cum? L-ai scoate în față pe Cosmin? Nu. No. Dar atunci? Nici eu n-aș fi scos să mă dau. Nu, dar să dau, frate, că... Păi, n-aveam în cine. Păi, Roberta vezi că atunci aveai variante. Giulia.
Nu, era lider Giulia. Era lider, da. Dar nu la ea mă referam. Roberta au fost, mă rog, început să-l cunoaște. În fine, nu mai. Tare și n-aveam pe cine. Restul erau într-o cunoaștere. Asta mai contează. Cum ți-ai dorit, frate, că nu te-am întrebat, cum ți-ai dorit să fie concurenta nouă, Bogdane? Poftim? Ce pretenții ai avea de la concurenta nouă? Cum ți-ai dorit să fie? Nu am pretenții, să știi. Și nu am un tipar anume, nu. Uite, să fie cum ai zis Rebecca, mai glumeață un pic și să fie cât de cât mai calmă, mai temperată. Am zis că ar trebui să aibă glumele mele și... Nu să aibă glumele tale, nu? Că nu-mi plac glumele tale. Să aibă așa un semi de la mine, gen. Așa, și calmitatea Bianca e cu calmitatea Andrei. Așa ar trebui pe calitatea Bianca calmitatea. Cu calmitatea, gen. Și glumele, ce, tu te vezi și felul meu de a glumi. Păi eu sunt calm de felul meu. S-a părut că am avut ieșiri. L-ai vedea cu o fată agitată ca mine? Nu. Păi de obicei o pus să ne se atrag. Dar cred ce că... poftă mâncați, mă? Eu cred că ne-am certat într-una dacă aș fi într-o relație cu Rebecca. N-ai face fața la o ceartă cu mine. Nu? Vezi că eu fac foarte rău. Crezi că aș ceda psihic? Aș ceda psihic? Da. Eu cred că tu ai cedat, știi de ce? De ce? Pentru că eu te-aș lăsa să te ceri singură. No. Și te-ai activat și mai rău. În ce film intraș? Deci te activezi, te las să vorbești și după aia mă retrag. Că te enervezi mai rău. Eu dacă n-am cu cine să mă cer, nu mă simt bine. Te simți bine? Nu mă simt bine dacă n-am cu cine să mă cer. Păi vezi, de asta nu ne-am potrivit. Și nu am insinuat niciodată că aș avea ceva pentru tine sau mi-aș dori ceva cu tine. Nimic. Că părerile voastre sunt împărțite și favorabile într-un anumit procentaj, asta nu înseamnă că... Glumele tale dau de înțeles că este așa. N-am zis că are Bogdan Altar cu mine în cameră. M-am simțit bine să glumesc în momentele respective cu tine și încă mă simt bine. Dacă noi ne înțelege bine doar atât, colegi, asta nu înseamnă că... Patrick, tu ce faci cu Rebecca? N-am înțeles. Foarte bine. Ce să fac cu Rebecca? Voi ați simțit ceva la date-ul ăla? Ceva nu. Apropiere din asta de... Nu. Gen, sunteți verișori și ați venit la bunica în vizită. Ceva de genul. Bă, a fost fain. La bâlci. La bâlci, da, la rugă, la rugă. Da, mă, frate, la rugă. I-au părut că speră la mai mult și acum că ai zis tu asta, o zi și ea. Nu, că știi, suntem într-o cunoaștere. Ba nu, i-a zis mereu că nici ea n-a simțit chestia aia. De exemplu, a zis ca cu Ștefan. Adică a zis că cu Ștefan a fost mai... Eu cred că nu-și dă ea voie, de fapt, că nu-l vede foarte. Nu-și dă voie, asta arată. Cine? Nu arată că îi pasă. Și dacă ar arăta, tu ce ai face? Nu, bă, aș minte să zic. Bă, mă simt super bine cu ea. Râdem, ne distrăm. Da, practic, da, atât, nu? Atât, dar n-am simțit nimic. De ce râzi? Hai, nu, râd. Văd că râd. Acum când ai zis că dacă vine fată nouă, o să fii deschis să n-o cunoaște, și au zis, păi și la mine dacă vine băiat nou, să... Nu, eu sunt foarte curios, sunt un băiat foarte curios. Și mie mi se pare că Rebecca e interesată de tine mai mult. Decât ești tu. Gen, vrea să te cunoască mai mult decât ai vrea tu să o cunoști, dar... E ca, bă, e ca, ca subiectul Rebecca, Bogdan Rebecca, aceeași chestie. Bogdan nu o să recunoască niciodată, pentru că... Dar tu de ce zici așa? Dar nu e normal, adică trebuie să vezi semne și în partea ailaltă. Cum ar fi să zică ea acum și poate prin asta o face nici ea să nu simtă așa mult, nu? Nu știu. Dar ce vă vedeți voi? Ce mai... Dar eu ce-am zis, draga mea? Păi nu, așa. Ce-am zis, draga mea? Îți zice Robi ceva, te cerți cu mine? Nu poți să te cerți cu mine. Nu, scuze, ok, scuze. Dar aș mai zis chestia asta, adică... Deci. E ca și cum toate femeile vă vor, dar nu recunosc. Mai calmați-vă puțin. Nu, uite, ea vorbește cu mine, domnul. Tu i-ai zis ceva și am zis ce mie, băi, calmați-vă puțin. Deci toate femeile vă vor, dar nu recunosc. Nu, nu ea zice asta. Că ei cred asta. Dacă ei cred asta. Asta ai spus, mă. Și femeile nu recunosc. Nu, asta e concluzia mea, nu a zis nimeni. Nu e o concluzie greșită. Păi cum vrei să fie fata nouă? Pe gât forțat. Uite, am spus adineaur, eu nu am pretenții fizice, să știi. Nu? Nu știu o preferință, blonde, brunete. Mă, să fie înțelegătoare, să comunice, să mă înțeleagă. La tine, tu când ai intrat în casă, am zis că din punct de vedere fizic, da, e genul. Să fie carismatică. Dar, mai încolo de atât, nu-i nimic. De cine vorbiți? Da, gusturile nu se discută, nu știi cum e? Fiecare cu principiile lui în viață. Ai lăsat beatul singur la masă. Da, a venit pentru toate fetele, n-a venit să vă ia cu mine. Ce?
N-am înțeles. Lasă că vorbește cu mine, Giulia. Eu? Ia zi, care e bărbatul potrivit? A, l-am mai deschis de 5 ori, Bogdan. Nu, uite, de exemplu, dacă ar fi să vină acum, mâine, un concurent nou, cum ai vrea tu să arate? Dar nu să arate, că asta e problema. Ce vârstă ai vrea să aibă? Nu știu, să fie de la 26 în sus. Ok. Și din ce zonă, așa, sau nu mai nu precum? Contează zona, contează, eu mi-aș dori un bărbat, un băiat, care să și aibă anumite experiență în spate, nu? În spate, înțelegi? Mm-hmm. Că deja vine, poate să fie desenat. Că dacă vine și zice, am avut o relație și în aia m-am despărțit de 15 ori și nu știu ce și nu știu cum, pentru mine zicea ai... Deci să-ți prezinte încredere cum intră în casă, nu? Exact. Uite, la Sebastian, de exemplu, el a spus de amică, de chestii, e un lucru care e ok, înțelegi? Ai accepta un bărbat care are copil? Da. Nu mai am vârsta la care să zică nu. Dacă aveam 20 de ani, atunci ziceam nu. Dar ți-ai dorit și tu un copil cu el? Păi da, de ce nu?